Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spână a anunțat cele 6 obiective pe care și le-a stabilit ministerul pentru anul 2023. Potrivit vicepremierului, echipa va face și mai multe proiecte pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a oamenilor. Dragi cetățeni, în anul 2022, în ciuda multiplelor crize, am construit o bază trainică pentru viitorul țării noastre. În 2023, Moldova este gata să treacă de la crize la construcții, de la dificultăți la dezvoltare. Va fi anul în care vom construi și mai mult. Vom face și mai multe proiecte pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a oamenilor. Vom merge spre o Moldovă care va arăta altfel decât în trecut. Moldova va fi mai modernă și mai puternică. Anul trecut am construit peste 300 de kilometri de drumuri europene. Am conectat sute de familii la rețeaua de apă și canalizare. Am renovat centre culturale. Am îmbunătățit condițiile în școli și grădinițe. Am construit terenuri de joacă și am mers hotărâți spre un sistem energetic independent. Știu, toate aceste realizări încă nu sunt suficiente. Oamenii încă au multe greutăți. Dar vă promit să fim mai ambițioși în 2023. Rămânem hotărâți să dezvoltăm fiecare localitate. Avem un plan de acțiuni serios și cu multe proiecte concrete. Împreună vom construi o Moldovă care va arăta altfel decât în trecut. O Moldovă în care fiecare om, de la sat sau oraș, din nord, centru sau sud, se va putea bucura de o viață mai bună. În acest sens, avem 6 obiective mari pe care ne vom concentra la minister în 2023. Obiectivul 1. Mai multă energie regenerabilă, mai multe panouri solare și mai multe instalații eoliene. Vom selecta primele proiecte mari de investiții în centrale de generare a energiei regenerabile. Obiectivul 2. Mai multe drumuri europene. Vom iniția proiecte de peste 12 miliarde de lei pentru reabilitarea drumurilor din țara noastră. Obiectivul 3. Mai multe proiecte pentru satele noastre. Vom lansa un nou concurs de proiecte pentru satul european. Obiectivul 4. Mai mult transport modern. Vom face regulă în transportul de pasageri prin digitalizare. Obiectivul 5. Mai multă regulă în construcții. Vom aproba codul urbanismului și construcțiilor. Și obiectivul 6. Roaming ca acasă în întreaga Uniune Europeană. La fel cum am reușit să o facem cu România. Vom plăti mai puțin atunci când folosim internetul sau telefonul mobil în afara țării. În următoarele săptămâni voi explica detaliat fiecare obiectiv, astfel încât fiecare cetățean să cunoască angajamentele asumate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Am arătat lumii întregi că moldovenii sunt puternici, muncitori, hotărâți și merită condiții mai bune de trai. Cu dumneavoastră alături, sunt sigur că vom reuși. Am reușit anul trecut, vom reuși și mai multe în 2023.